Mie din timpul dansului mi se părea foarte ciudat pentru că Dani dansa cu o fată din uh, trupă. Uh, era costumat așa și dansa alături de ea, dar dansa... Adică mă și gândeam, bă ce-a pățit ăsta la turazna, că numai cu fata asta dansează. Și am înțeles că uh, trupa în sine este din Ploiești. Și au zis că nu mai locuiesc acolo, că sunt din București, că nu l-a știut pe Dani doar fata din uh, trupă care dansa îl cunoștea probabil din, din, cluburile în care mergea Dani înainte. Și mi-a plăcut că și la sfârșit s-a salutat cu ea, dar din momentul ăla de când a început, de când a recunoscut-o pe fata asta, efectiv nu a mai băgat în seamă pe, pe Denisa. Denisa efectiv nu a mai existat pentru el. S-a terminat programul muzical, artiștii au plecat, ei s-au dus în casa băieților, probabil să știți că um, strâng pe aici ce au pus cei din staff. Și Denis a ieșit afară cu Hatice, Dani a rămas cu mama lui la masă, nicio comunicare, nimic. Foarte ciudat mi s-a părut asta. Uitați, asta este fata cu care dansa Dani.